Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem, Doamne, miluiește! Doamne, tot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-le pe noi și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare milă Ta! Rugăm-ne ție, auzi-le pe noi și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Ioan, pentru sănătatea și mântuirea lui, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armata, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor, Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru fericiții și pururi apomeniții, ctitori ai acestei sfinte biserici și pentru toți și mai înainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor. Roabă Dumnezeu, miluriași, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
cei ce aduc daruri și familie sfântă tuturor cinstită, biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care este înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni dumnezeiești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.